Salutare, prieteni! Astăzi discutăm despre tineri în politică. Invitata mea este o astfel de tânără, Georgiana Sima, președintele TNL Cluj și de asemenea unul dintre promotorii, să spunem, ascensiunii tinerilor în politică. Mă bucur tare mult că avem ocazia să discutăm acest subiect la Via Cluj TV. Bună, Claudiu, mă bucur și eu să revin la voi în plător și îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Georgiana, avem această discuție deoarece avem un precedent stabilit la Cluj. La alegerile precedente, TNL Cluj a avut, să spunem, abilitatea de a-i convinge pe reprezentanții organizației de seniori să impună tineri pe locurile eligibile, mai în toate comunitățile locale, mai în toate consiliile locale, dar și în Consiliul Județean. Cred că este prima organizație a PNL care a reușit acest lucru. Corectează-mă dacă greșesc, te rog. Așa este. În anul 2020, la alegerile locale precedente, TNL Cluj a fost prima organizație, cred că și politică de tinere din țară, care a reușit să impună un tânăr pe loc eligibil pe listele pentru Consiliile Locale și Consiliul Județean Cluj. Aceasta a fost la momentul respectiv o inițiativă a fostului președinte PNL Cluj, Maria Forna, actual consilier județean, care a venit cu această propunere în biroul politic județean al PNL Cluj și a fost îmbrățișată de către toți cei din conducerea partidului. Și astfel PNL Cluj a trecut de la nivel declarativ că susține tinerii în politică la nivel faptic. Iar prin decizia biroului politic județean, fiecare listă de Consiliul Local cu care ne-am prezentat în fața legătorilor a trebuit să aibă în mod obligatoriu un tânăr pe loc eligibil. Ce a însemnat asta pentru noi în cifre? A însemnat faptul că am reușit să creștem numărul de consilieri local tineri de la 16 câți aveam în mandatul 2016-2020 la 64 în actualul mandat. Nu doar consilieri locali, pentru că vorbim și de uh, Maria Forna, consilier județean, Bogdan Pivariu, primar. Paul Măhălean, viceprimar, mai sunt câțiva viceprimari, te rog frumos să îi nominalizez tu pentru că tu cunoști mai bine această organizație. Cred că cel mai bun lucru pe care l-a dus această decizie la momentul respectiv a fost nu doar că am promovat tinerii și cumva i-am încurajat să-și asume responsabilități, dar mulți dintre ei au mers mult mai departe de atât și așa cum zici tu, cred că am demonstrat de-a lungul timpului Cătenele Cluj are capacitatea de a forma tineri pe principii solide și tineri care să-și asume responsabilități mult mai mari atât la nivel politic cât și administrativ. Pentru că mulți dintre tinerii care astăzi ocupă funcții de, condu de conducere provin din organizația de tineret cu o mare experiență în spate în tot ce a însemnat activitatea organizației noastre. Și aici aș vrea să menționez câteva persoane, cum ai zis tu Bogdan Pivariu, viceprimar în Comuna Florești, actual primar al cele mai mari comune din România. Paul Măhălean, iarăși din Organizația de Tineret, este viceprimarul municipiului Gherla. Avem inclusiv la nivel de comune și aș vrea să-l menționez pe Paul Iang, care este președintele TNL Băișoara și viceprimarul Comunei Băișoara. Iarăși la Ciuce avem președintele organizației, este viceprimarul Comunei. Cătălin Goia. Iar exemplele pot continua. Inclusiv s-a văzut o creștere semnificativă la consiliile locale. Și aici îți menționez și Consiliul Local Câmpia Turzii, care are trei dintre consilierii locali provenind din Organizația de Tineret. Până la urmă și eu pot să zic că am fost așa un tânăr care a făcut acest pas chiar la vârsta de 23 de ani, care era vârsta minimă legală pentru a putea candida. Și iată că astăzi deja mă aflu aproape de încheierea celui de-al doilea mandat. Dacă ne uităm în perspectivă, vedem că unii dintre tineri au confirmat, alții nu chiar așa de mult. De aceea vreau să te întreb dacă acest, această tradiție va fi respectată și la alegerile de anul viitor, pentru că suntem an înainte, de fapt 11 luni înainte de alegerile locale. Eu cred că noi, tinerii, în general, care suntem implicați și în aceste activități administrative, am demonstrat până acum că avem capacitatea să ne asumăm aceste responsabilități și, până la urmă, să ne implicăm cu toată forța de care dispunem pentru a reuși să facem față provocărilor care vin, până la urmă, odată cu asumarea unei astfel de responsabilități. Și din ce am observat eu până acum, cred că va continua această tradiție, dar poate. Nu mai e cazul să o privim neapărat ca o ob obligativitate de a impune un tânăr pe listă, ci cred că va veni cumva mult mai natural să promovăm tinerii, pentru că până la urmă este o alegere firească să facem acest lucru. La fel, și raportându-ne la populația cu drept de vot. Și tinerii cred că sunt mult mai inclinați să vină și să voteze efectiv dacă au și ei reprezentanți între cei care candidează și știu că pot să aleagă pe unul de al lor. Și cred că am trăit deja niște vremuri în care tinerii nu trebuie să mai fugă de politică, ci din potrivă trebuie să ne implicăm și să fim partea schimbării, pentru că trebuie să existe un echilibru ca în orice. Și așa și în politică, dacă avem reprezentanți cu experiență mai vastă și poate cu vârste mai înaintate, consider că la fel trebuie să avem și tineri care pot să vină și cu entuziasm și cu o altă creativitate și coroborând, bineînțeles. Ambele implicări, să reușim să facem echipă bună împreună, pentru că doar așa vom putea să ne consolidăm echipa, să ne punem împreună toate resursele de care dispunem și să reușim să facem față până la urmă așteptărilor care vin din partea cetățenilor. Pentru că trebuie în tot ceea ce facem să punem în centru cetățeanul și apoi ce reușim noi să aducem și să facem. E un concept foarte generos. La Cluj au fost și. Alți uh, oameni politici care provin din organizație de tineret și care au ocupat uh, și funcții sau ocupă funcții de mare răspundere. Bun, nu mai sunt uh, formal uh, membri ai organizației de tineret pentru că CNP-ul nu iartă. Uh, au acumulat experiență și. Aici sunt câteva exemple, câțiva deputați tineri, cum ar fi Radu Isin, domnul Moldovan, domnul Sărmaș ar fi de asemenea Ovidiu Câmpean, care a devenit secretar de stat. Toți acești oameni au activat în, în tineretul național liberal, însă întrebarea mea este dincolo de faptul că oamenii aceștia au fost promovați, tinerii pe care i-a susținut la nivel național au venit cu vreo inițiativă memorabilă, să spunem, în plan legislativ la nivel național, pentru că la nivel local știm ce s-a întâmplat și aici cred că deja am lămurit că există un bazin de oameni capabili să-și asume funcții de decizie în administrația locală. Dar la nivel central, la nivel superior, există exemple pozitive? Uite, aș să-ți menționez, pentru că zădeam niște cifre la nivel județean, Aș vrea să spun și faptul că TNL este organizația politică de tineret care are peste 1000 de aleși local tineri. Suntem cea la mai mare național, la, la, nivel național. Suntem în același timp și cea mai mare organizație politică de tineret ca număr de membri și mulți dintre colegii noștri care astăzi se află chiar în Parlamentul României au trecut și s-au format, să zic așa, în organizația de tineret. De aceast... Asta e foarte bine, îmi cer scuze, și la vechii romani. Era un cursus onorum în care confirma într-o funcție mică, iar ai promovat într-o funcție mare. E foarte, foarte bine pentru că scad șansele să ajungă impostori sau ageami sau oameni care să nu priceapă deloc un context în care să află. Așa este, eu sunt o mare adeptă a principiului de a anuar de etape. Cred că dacă intri în o organizație de tinere, trebuie să luăm lucrurile treptat, să ne asumăm funcții din ce în ce cu responsabilități mai mari, dar astfel cred că ne putem dezvolta și educa constant până să ajungem la, să ne asumăm funcții administrative și cam asta se întâmplă în TNL în general. Și pentru că mă întrebai de inițiative legislative, mă gândesc la uh, două propuneri legislative care trecuse recent prin Parlamentul României, printre care inițiatorii au fost și colegi care uh, provin din rândurile TNL. Și cred că cea mai importantă și uh, este o inițiativă de impact pentru tot ce înseamnă de birocratizarea administrației uh, din România este legea România fără dosar. Din data de 4 iulie a intrat în vigoare legea nouă din 2023, care are două mari componente, interzicerea copilor și administrațiile publice nu mai au voie să solicite cetățenilor acel renumit dosar cu șină. Păi, păi ce mai pun la funcționarii din primăriile de stil vechi? Așa este, am văzut toate provocările care vin la pachet, în general în administrația, publică, centrală și locală și este momentul să spargem aceste bariere și să eficientizăm și să simplificăm până la urmă relația cetățeanului cu statul. Și practic ce face această lege? Unul la mână, instituțiile publice nu mai au voie să solicite copii de pe avize emite, emise de alte instituții publice. Cetățeanul nu, nu va mai avea acest rol de post poștași între instituțiile statului și acum în baza unei declarații de consimțământ din partea cetățeanului, instituția publică poate să ceară în mod direct alte instituții o copie sau un extras al unui document deja emis de instituția respectivă. Aleluia! Adică chiar de câte vreme era așteptat o astfel de da. lege și era chiar revoltător să vedem că România e una dintre țările care produce software de cea mai bună calitate peste tot în lume Există software care este produs poate chiar la Cluj, dar în mod de sigur de companii românești și noi încă mergeam da. cu uh, copie după copie pe care puneam un timbru fiscal pe care puneam ștampila pe colțul stânga jos. Adică... Uite, în același <laughs> timp, odată cu legea a fost eliminată și copia legalizată. Deci acum funcționarul va constata conformitatea copiei cu originalul fără să mai fie nevoie ca tu să legalizezi acel document. Se să va... sperăm că aud și companiile private pentru că am avut uh, surpriza să îmi ceară copie legalizată o doamnă fără prea multă școală de la EON gaz de, uh, uh -huh. pentru o conectare la al, mă rog, la rețeaua de gaz mi-a cerut copie legalizată și indiferent cât am încercat uh, să îi explic faptul că nu este legal, nu este necesar, vorbim de uh, o situație total anormală uh, Cred că cei patru ani de facultate de drept pe care am absolvit uh, uh, au fost cu totul și cu totul inferiori în Păi mi-au cerut ce de la departamentul juridic. Am încercat să le explic că nu e vorba de Sfânta Scriptură să schimbe cineva uh, ceva care are, nu știu, habar n-am Sfânta Scriptură, e imposibil de schimbat. Dar uh, un aviz de la departamentul juridic al unei companii private poate să fie schimbat și poate văd și cei de la Eon, această emisiune și se inspiră din administrația publică. Deci, am ajuns în situația total paradoxală în care administrația publică să fie mai flexibilă, mai liberală în gândire decât uh, companiile private. <laughs> e foarte, foarte bine. Bravo pentru. Da. pentru deci, este o schimbare pe care trebuie să o facem în general la nivel de instituții și companii pentru a sparge aceste bariere administrative care există. Uh, revenind din nou, uh, de exemplu, copia după buletin. Acum, fiecare instituție publică care prestează servicii publice vor avea o adresă de e-mail dedicată, unde cetățeanul poate să trimită direct o copie a documentului de identitate, fără să mai fie nevoie să vii cu ea în format fizic. Dacă totuși se cer copii după anumite documente, instituțiile publice vor realiza fotocopierea în mod gratuit. Mai mult decât atât, să mergem și mai departe cu acest proces de digitalizare toate formularele tipizate trebuie să fie încărcate pe pagina instituției, astfel încât cetățeanul să poată să-și descarce orice document are nevoie înainte să se prezinte sau să trimită pe e-mail respectivele solicitări. Și bineînțeles, aici mă refer în general la instituțiile publice din general, știm că la Cluj-Napoca multe dintre cele pe care le-am menționat deja se întâmplă, dar din nou instituțiile publice trebuie neapărat să ofere și alte mijloace de plată pe lângă plata cash prin diverse modalități, plată cu cardul și așa mai departe, tocmai ca să ușurăm misiunea cetățeanului când are de plătit o taxă la stat. Și am menționat toate aceste avantaje pe care le aduce legea, pentru că Partidul Național Liberal nu este la prima încercare de a veni cu inițiative legislative care să simplifice acest proces. A fost creată chiar și versiunea de mobil aplicației, ghișeul.ro au fost introduse, Servicii suplimentare, știi că acum se poate libera și cazierul judiciar online, toate la inițiativa uh, Partidului Național Liberal. Și să închei cu această lege, care uh, să menționez un aspect care mi s-a părut foarte important. Pe lângă toate prevederile legii și facilitățile care vin în sprijinul cetățeanului, a fost creată și platforma www.romaniafaradosar.ro, Acolo cetățenii pot intra să vadă care sunt prevederile legii și să-și cunoască drepturile când merg la ghișeu și au interacțiune cu funcționarul, dar mai mult decât atât, în situația în care li se solicită aceste copii sau diverse obiecte de papetărie sau orice uh, prevede legea, aceștia pot să sesiza direct instituția prefectului din județul în care fac parte și să menționez exact situația specifică și instituția unde li s-a solicitat respectivele documente. Deci cu atât mai mult cred că acum intervine rolul nostru de cetățean să fim ambasadori acestei legi și să ne implicăm și noi în mod direct în a simplifica procesul birocratic pe care îl întâlnim în instituțiile publice. Deci ține și de noi să renunțăm la obiceiul de a merge cu copii și așa mai departe și să începem să ne implicăm și noi și să aplicăm prevederile acestei legi. Bun, dar cu o floare nu se face primăvară, mai există și alte Exemple, să spun așa, de bună practică în domeniul politicilor publice care să fi fost promovate de TNL? Uite, mai vine în minte și încă o altă inițiativă care cumva cred că vine sprijinul tinerilor. Cred că încă nu a fost promulgată de președintele României, dar a trecut de Parlament. Este legea care oferă minorilor, începând cu vârsta de 16 ani, dreptul de a călători în străinătate neînsuțiți cu o declarație autentificată la notar care să conțină acordul expres al părinților sau reprezentanților legali. Apropo de probleme a spus, pentru licee exact. și așa mai exact. departe. Însă, exact acestea sunt excepțiile legii pentru că nu poți acorda dreptul de a pleca din țară unui minor în orice situație. Aceștia pot pleca la studii pot pleca în vizite la rude, la concursuri oficiale, pentru că pe lângă studii, deplasările RAS și mai departe, mai sunt diferite olimpiade competiții. Olimpiade internaționale, din și Olimpiade, da, avem mulți olimpici. Internaționale și în scopuri medicale, pentru că din păcate sunt și multe astfel de cazuri și cumva aici legea ea, cred că și o povară financiară de pe părinți sau rude care, în mod normal, trebuiau să meargă să-i însoțească. Și atunci, dacă nu sunt cazuri grave, dar totuși trebuie să călătorești în Poți călători cu Sunt și situații părinților. foarte, foarte concrete. Din păcate, vedem că avem mulți români care trăiesc în străinătate, și ne putem gândi la o situație în care o familie cu mai mulți copii are un părinte în România care continuă să aibă grijă de ei, celălalt părinte lucrează în străinătate, tânărul, adolescentul de peste 16 ani poate vrea să se înscrie la facultate în țara în care locuiește cel de-al doilea părinte sau poate are nevoie de o intervenție medicală. Știm cu toții că sunt multe state europene care oferă asiguratului care are copii minori posibilitatea să plătească pentru a-i asigura și pe aceștia și poate vrea să fie acea persoană tratată într-un alt stat european este dreptul ei și acum poate să călătorească singură spre cel de-al doilea părinte. Dar acesta nu este decât un exemplu logic la care ne putem gândi și din păcate sunt numeroase astfel de exemple în care familiile sunt separate din motive economice, din fericire vedem că apare și un, și o tendință, un trend de, de revenire a românilor din străinătate acasă și îți propun chiar să discutăm o astfel de temă, să vedem ce ar trebui să facă statul român pentru a ușurare în românilor acasă într-o emisiune viitoare. Cu mare plăcere! Mulțumesc tare, tare, mult! Prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru faptul că ne-ați urmărit. Ne vedem pe net!